Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm stând pe cap și stând pe mâini. Tema se adresează clasei a 7 competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, aplicarea procedelor tehnice de bază în acțiuni tactice specifice disciplinelor sportive studiate. Gimnastica în școală. Este necesară asigurarea tuturor condițiilor pentru evitarea accidentelor. Planificarea lecțiilor cu teme din gimnastică va fi realizată în sezonul rece, când lecțiile se desfășoară în sala de sport. Locul în lecția de educație fizică poate fi, după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor sau dezvoltarea calităților motrice de bază, respectiv viteză sau îndemânare, capacități coordinative, sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ, sunt necesare. Saltele de gimnastică, capră pentru sărituri, ladă de gimnastică și trambulină dură. Gimnastica în școală cuprinde gimnastica acrobatică și săriturile la aparate. Gimnastica acrobatică la clasa 7 cuprinde elemente statice, elemente dinamice, variante de linii acrobatice, cuprinzând elementele însușite, cunoștințe despre criteriile de apreciere a execuțiilor și informații cu caracter sportiv. Proba de evaluare constă în execuția unui exercițiu la sol liber ales, cuprinzând numărul de elemente acrobatice impuse, prevăzut în sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Elementele acrobatice impuse se stabilesc de către cadrul didactic la începutul etapei de abordare a gimnasticii și vor fi comunicate elevilor. Criterii de evaluare. Existența în exercițiu liber ales a numărului de elemente impuse prevăzute de sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Pondere, 50% din nota finală. Corectitudinea execuției fiecărui element, pondere, 25% din nota finală. Cursivitatea și expresivitatea execuției, pondere, 25% din nota finală. În clasa 7, învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice gimnasticii, elemente statice, cuprinde semisfoara, cumpene, variante, sfoara pentru fete, stâm pe cap pentru băieți, stâm pe mâini urmat de rostogolire și podul de sus pentru fete. Stând pe cap. Execuția corectă depinde de mobilitatea coloanei vertebrale, forța musculaturii gâtului, abdomenului și spatelui, echilibru. Poziția de plecare, ghemuit cu palmele și creștetul capului pe sol, acestea formând un triunghi de susținere optim. Genunchii se aduc spre piept. Corpul se îndreaptă prin ridicarea picioarelor. Brațele se îndoie din coate, păstrând contactul cu salteaua prin intermediul palmelor. Picioarele sunt întinse la verticală, călcâiele, șezuta și umerii sunt pe aceeași linie. Indicații metodice Dezvoltarea capacităților coordinative, exerciții care vizează dezvoltarea echilibrului. Dezvoltarea forței, exerciții care vizează dezvoltarea forței segmentare, în special la gât, abdomen și spate. Inițial se poate exersa stând pe cap cu sprijin. Greșeli frecvente. Nu se formează triunghiul de susținere mod corespunzător. Ridică picioarele cu un balans prea mare sau prea mic. Gâtul nu se încordează suficient, permițând rostogolirea corpului. La revenire, picioarele sunt coborâte necontrolat. Se poate folosi în combinație stând pe cap rostogolire înainte. Chiar dacă este un element, procedeu tehnic prevăzut în programa școlară pentru băieți, el poate fi executat cu mare ușurință și de către fete. Stând pe mâini, este un element acrobatic care necesită un echilibru foarte bun. Este necesară forța segmentară la nivelul musculaturii abdomenului, spatelui, brațelor și picioarelor. Descriere. Poziția de plecare. Stând. 1. Ducerea brațelor înainte sau sus, concomitent cu ridicarea unui picior înainte. 2. Așezarea acestuia ușor îndoit pe sol, mâinile cu coatele întinse iau contact cu solul la alățimea umerilor, în timp ce piciorul liber se balansează în sus, bine întins. 3. Piciorul îndoit, prin impulsie, se desprinde de sol și se duce în sus pentru a-l apropia de piciorul aflat la verticală. 4. Greșeli frecvente. Balans prea mare, care nu permite fixarea picioarelor la verticală. Imposibilitatea stabilizării echilibrului și oprirea la verticală minimul două secunde. Unghi incorrect între brațe și trunchi. Indicații metodice. Dezvoltarea capacităților coordinative, exerciții care vizează dezvoltarea echilibrului. Dezvoltarea forței, exerciții care vizează dezvoltarea forței segmentare, în special la brațe, abdomen, spate, picioare. Faza de oprire în echilibru este cea mai dificilă datorită inerției provenite din balansul piciorului, de aceea se va exersa la perete, scară fixă, etc. sau cu partener. Coborârea din stânt pe mâini se poate face fie prin coborârea succesivă a picioarelor, înapoi pe sol, fie prin rostogolire înainte. Materialele filmate au fost realizate la liceu cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanța și școala gimnazială numărul 1 Cernavodă. Mulțumiri elevilor îndrumați de profesorii Magdalena Martinescu și Daniel Băietu. Au fost folosite și prelucrate diferite pictograme din gimnastică. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.